Sunt 4 zile importante pentru orașul nostru și nu numai. Mă refer aici și la satele și comunele apropiate. Sunt 4 zile în care cetățenii care nu au de lucru sau doresc un alt loc de muncă pot să-și găsească și sunt sigur că foarte mulți pecicani și cei care au venit în aceste zile la această bursă și-au găsit locuri de muncă importante din care în viitor se vor putea descurca mult mai bine. Am avut peste 20 de firme la această bursă. Sunt sigur că pe lângă firmele din Pecica și firmele din Arad, în special din zona industrială vest, au găsit oameni chiar și calificați și în viitor se vor putea folosi de ei. Primăria Pecica este parteneră într-un proiect european, iar astăzi este ultima zi care încheie proiectul. Este vorba despre Bursa Locurilor de Muncă, care s-a desfășurat pe 4 zile. Iar în perioada acestor 4 zile am avut peste 300 de persoane care au venit și au căutat un loc de muncă la cele peste 20 de firme care au fost prezente la noi.